În piața de feronerie pentru mobilă din anii 2000, 2001, 2008, era concurență foarte mare. Erau foarte mulți concurenți care nu-și vorbeau unii altora. Eu am abordat altă cale. Am stat de vorbă cu toți concurenții mei. Mă duceam la expoziții în afara țării și mă cunoșteam cu cei mai aprinși concurenții ai mei. Concluzia în 2009 a fost că singura șansă a mea de a evita un faliment și de a face o tranzacție de câteva milioane de euro care să-mi aducă bunăstare, a fost cu cel mai puternic concurent al firmei pe care eu o reprezentam până atunci. Dacă nu aveam o relație cu ei, n-aveam cum să intru în colaborare cu ei și să ajung la asemenea tranzacție. Concluzie, nu vă puneți împotriva competitorilor. Lucrați împreună cu ei. Fiți prieteni, cunoașteți-vă concurența și așa va crește piața. Asta e modul în care crește piața. Să-i cunoașteți și pe ceilalți, să știți ce faceți și să faceți sincron.